Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. O farfurie, uitați-le că vin. 4 sunt ai mei, 2 sunt ai tăi, 3 sunt ai tăi. Prima farfurie. Stai un pic, așa, lasă-mă să... Iară, porumb. Fac curaj. Porumb. A folosit cuțitul de aur al lui Florin Porumb. Nu mai există cuțitul de aur al lui Florin. Bine, porumb. Hai mă, scoate ăsta. Porumbul ăla tu l-ai făcut. Da. Hai. Dovleac. Bă, avem dovleac. Arată frumos el farfurie. E dovleac de cât? Cred că e piure de dovleac, îți dai seama. Deci gata, bă, e da, pe probă. Acum gata, putem să jurizăm. E pe probă? Un piure de dovleac cu sanjac, cu ierburi, usturoi și unt. Crepeții. Am pus niște brandy, așa să iei mai multă aromă. Sos de citrice, porumb, pe grill și o sos de pere pentru șef Scărlătescu. Să avem și noi un pic de distracție, nu? E o pară. Pară? Oare de unde o fi dacă are pare? Nu e de la mine. Wow! Bă, farfuria arată bine. Este gustoasă. Pe total o farfurie gustoasă. A, unul de la Scărlătescu, că ăștia n-au pere în farfurie, nu sunt ei. Bă, prima farfurie senzațională, drăguță, foarte bună, e de bine. Ce acolo? Linte roșie. Ce la? Linte roșie. Supiță. Trebuie. Linte. Până la urmă e o chiftea de linte, crocant în afară și moale înăuntru. Și crema asta de linte, un pic de ulei crud de măsline, 2-3 floricele cât să pară frumos. Și asta a fost farfuria mea vegetariană. Wow! Băi, ești nebun, ce gust! Ba, a doua farfurie e foarte interesantă. Foarte gustoasă farfuria. Mm-hmm. Da, mă, da! Mișto. Crema și chifteaua, super mișto! Super mișto! Ăsta e Cătălin, îl recunosc după crema. Cătălin? Nu cred. Simplă, dar foarte gustoasă și a fost exact în probă, adică... Hello? Next! Hai să vedem takamori. Takamori! Ia! Yeah. Hai să vedem ce... Not noodles! Dance. Un pic malefic. Uite că la ăștia nu mă gândeam, noodles. Bă, până acum foarte mișto. Noodles? Nu cred că zice de care. Noodles, mă, ce mai contează? Cu ce? Noodles cu vită și legume, vita prăjită rapid, exact ca la chinez pe foc mare, un pic picant să dă acolo o dentă. Dacă stau să mă uit un pic prin comparația mea, e cea mai simplă ca aranjament. Dar nici noodles și nu-mi permit să mă duc în zona de fine dining să-i aranjez nu știu cum, răsuciți, tra-la-la. Noodles un gătit corect? Foarte corect. Ai gust? Foarte bun. Noodles și nu sunt overcook, nu sunt negătiți, sunt exact așa cum trebuie. Super gustoși. Uite și un pic iute pe final. Chiar bună. Bă, este senzațională. Este una dintre cele mai gustoase farfurii de noodles ever, că am mâncat mai bune pe stradă în Thailanda. Am trei farfurii foarte bune până aici. Da. Îmi place ce văd până acum. O să fie din ce mai rău. Ce scrie acolo, ia? Draga lobodă. Lobodă. Draga. Avem ciorbă? Hai. Nu cred. Hai. Bagă. Nu. Oh. Și unde e lobodă? De lobodă. Nu pot să cred. Ia. Nu cred. Totul de lobodă. Deci are lobodă, are lobodă. Cremă de lobodă, iute, un pic spicy. Lobodă varză și ceapă am pus în mixer, unt, sare, piper. Am făcut crema foarte fină, cu un sote de lobodă și o spumă de lobodă. Un filet de calcan. Sanjac, creveți, i-am marinat să fie tot în stilul ăla de roșu de la lobodă. Dacă mă mai nășteam încă o dată, nu-mi dădeam seama să fac așa ceva. Mamă, ce... Bă, să iei lobodă aia, ce spui eu, lobodă, eu perdea, ce dracu să-i fă. Uite că ăsta a reușit să facă din lobodă. Combinația de gust foarte curajoasă, așa. Foarte deșteaptă, foarte bine făcută, foarte inteligentă. Puțin dulceac la sanjac. Care cum coat? Un coț. A adus loboda departe, departe, sus, așa. Mama, asta e de ținut. E impecabilă, adică n-aia. Se da ceva. Hai. Wow, lapte. Bă, arată bine. Reavea de folosit lapte. Doamne, ajută că n-am făcut orez cu lapte. Lapte de pasăre, cred. Lapte de pasăre. După ce a început să dea un cloc, o două, am mai adăugat o jumătate de păstare de vanilie și mi-am lăsat minte de semințele de tonka. Peste niște dulceață, să-i spunem așa. A gustat și Luca, care a zis că n-a mai mâncat așa ceva. Și a zis că e bun. Ia cu rodie. Am luat un pic acrișor. Gustos? Dar ce mișto e făcut albușul. Foarte mișto gătit. Nimic de zis. Are gust. Exact așa cum trebuie, consistența care trebuie. Sosul foarte mișto. Inedită și bună ideea de a pune ceva peste acea gălușcă de bezea. E corect și s-a ținut în temă. E simplu. Uite, e gustos. E Cătălin ăsta.
n-am ce să-i fac. Măcar două farfurii din astea care au fost până acum să fie măcar de la mine din echipă. Îmi place ce văd. Vreau să-ți dau un 3, un 2 ceva. Vă rog frumos. Cui? N-ai cui până acum. Mă jur, n-ai cui să-i dai. Dacă o țin e, tot hai, așa... Nu fi tot așa. Nu, asta e, dacă o țin tot așa, e gros. Hai, rață. Mă, păpure? Iau. Uite-l pe Cătălin. Ia. Rață? Piept de rață cu piureu de rădăcinoase albe și piureu de ciuperci și tachim, soteu de ciuperci și mi-am pus sosul separat de miglas în ghilimele. Nu aveam cum să aștept să fac o reducție și atunci am zis hai să pun un pic de sos hoisin pentru că merge foarte bine cu rața și voilà, farfuria mea. Bă, crezi că și-a schimbat Cătălin sosul? Nu cred că și-a schimbat sosul. Nu cred. Piept de rață, elementul pe care trebuia să-l folosească în farfurie. Îmi place rață. Arată bine. Da, foarte mișto. Pieptul de rață gătit perfect. Sosul, senzaționat. Păi asta a fost atât de interesant încât... Du-te, bă, ne batem pe rață, băi! Foarte gustoasă. Sus, top. Cred că e de la mine, din gașcă. Sper. Foarte bună și elegantă și gustoasă. Nu, nu, nu. Băi, o farfurie super bună. 6 farfurii? O gătit bine, bă, bine. Acesta e incredibil. Bă, de okay, așa se pleacă cu 13 puncte, ca să spun. Hai să vedem. Wow. Hai, mă. Altă rață. Rață. Altă rață. Bă, dar care sunt, frate, că eroic. Nu mai știu ce se întâmplă. Hai să vedem. Arată hai foarte vedem. Bine și rața arată asta. Arată bine. Piept de rață cu două sosuri, un piure de țelină și câteva chestii pentru ornament. Farfuria asta nu trebuie să mă scoată din concurs. Dacă mă scoate, o să fiu oricum mândru de ea pentru că am făcut o farfurie frumoasă. Sper doar să nu mă găsească șef în farfurie. Hai să vedem rața cum e gătită. Altă rață, alt piure, boabe de porumb. Sigur nu e de la mine. La mine în echipă nimeni nu gătește porumb. Ăsta e un praz. Piureu e ok. Ca și combinația de guste are și mâine. Da, și asta e foarte bun. E ok. Nu, da. E ok. Foarte curajos și, păi, foarte gustos. Le-am dat la unul într-una, mă. Unu și doi, pe linie. A venit un piept de rață, după care urmează alt piept de rață, una lângă alta. Asta e mega nasol. Cer că nu mai... Da, nu mai știu. E și greu, sincer. E altfel de farfurie, bă? E altceva, da. Piureu de rață cu praz. Îmi place foarte mult. Am încurcat-o. Pe cine trimitem acasă? Cum facem? Că până acum toți au note mari, bune. Ai dat, bă, vreun 3? Da. Ești nebun. Eu nu. Și farfurile foarte mișto și foarte gustoasă. Top, la gust, la ce vreți voi. Ha. Hai să vedem. Bă, băi, de ce aveți? Dar ce are aici? Ce are de făcut? Tot rață. Tot rață. Am luat o bucată de rață cu cele două pireuri cartofi dulce și păstârnac împreună și cu sosul ăsta de suc de portocale. E foarte gustoasă. Uite ce piele frumoasă are asta. Doamne Dumnezeu. Gustoasă. Bă, nu știu de ce tot rață, mă. Ce vreme dacă așa au scris oamenii? Bă, ce au ăștia cu rața, mă? Bă, care e? Abar n-am, nu înțeleg. Da, de ce? Luca. Luca? Bună, foarte bună, bună. Doamne, ce note! Bună... Ce pățesc ăștia? Cui dau unul, mă? Unul, cui dau unul? De-l ultim. Hai să vedem dacă îi dăm un... Pe cine trimitem acasă? Băi, unde suntem? Adică... Își pune acum ea. Opa! Ia uite, salată de fasole! Foarte tare! Ultima farfurie este cu o fasole. Vreau fasole. Dăm la fasole, că aici era. Păi. Sălățică de fasole? Un muș de vită, niște fasole trase la tigaie cu pătrunjel, unt, ceapă, usturoi, cu un sos de fasole și făgra. Sosul mi-e șmecher. Soteu bestial. Prazul ăla e ce trebuie. Ciupercuța nu mai zic. Mușchi era trecut. Bă, fasole, acolo m-am dus. Fasole cu usturoi și muș de vacă și o cremă de foie gras cu tot fasole, ceva de genul. De ce? Bună, salată de fasole. Băi! Sunt trei restaurante diferite în aceeași farfurie. Carnea e tare, dar e gustoasă rău. E gustos. Mușchi overcook. Carnea un pic tare, dar e foarte gustoasă fasolea cu prazul. Concurentul ăsta ori e nebun, ori e nebun. Luca e. Nu cred. Pariu. Nu știu, dar el a dus capul rău de tot. Foarte gustos. Ingredientele pe care le-a scris pe bilet, cel mi se par, să zicem, simple. Poate unii au încercat să încurce. Nu, de fapt, nu, niciun ingredient nu mi s-a părut că ar putea să pună problemă. Sincer. La ce farfurie am văzut că a ieșit de la Lobodă, n-am cum să zic că asta a fost un ingredient care să pună probleme. Avem farfurii foarte bune. Toate cu punctaj mare. Ne bucurăm de farfurii bune
Bă, da, astăzi ca niciodată. Da, foarte mult. Bravo lor. Au gătit senzațional. Wow. Băi, ce note. Am o problemă. Nu știu care cum sunt. Și pe cine trimitem acasă? Acum să vedem, să vedem cât noroc am și eu astăzi să nu-mi plece om acasă. Doamne ferește. Pă, senzație, mă. Mie a stat un pic așa cu inima strânsă. Oricine dintre ei poate să plece. Am dat foarte multe note mari. Am fost așa pe opulență, am fost pe prietenie, pe dăruire. Luați de aici, adică, băi, cine dă bacul azi? Gata, hai, treceți toți.